Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la emisiunea Adevăr sau Provocare. Se spune că cele mai importante două zile din viața ta sunt ziua în care te-ai născut și ziua în care ai aflat de ce. Iar copilăria este cadoul pe care ni-l face viața pentru ce vom avea de îndurat. În această seară, alături de mine, domnul Constantin Popa, consilier județean din partea PMP Buzău. Bun venit la Campus TV! Bine v-am găsit! Bună seara, spun și eu! Cu ceva emoții la început? Nu. No. Nu avem de ce. Nu mai avem de mult emoții. Și ne relaxăm. Începem așadar seria întrebărilor, domnule Popa. Care sunt cele mai importante două zile din viața dumneavoastră? Asta apropo că tot am început cu un citat celebru. Uite că m-a surprins cu asta. Nu m-am gândit niciodată care ar putea fi cele două zile cele mai importante. Și eu nu prea sunt genul de om care vorbesc în șabloane sau în chestiuni de genul ăsta. Au fost multe zile importante în viața mea. Multe zile senzaționale, care m-am simțit cu adevărat într-un alt univers. N-aș vrea să le punctez. Dar, în mod normal, sigur că atunci când vii pe lumea asta, când faci cunoștință cu lumea, de fapt, în momentul în care eu conștientizez că existi, că atunci când te naști nu știi că ești copil. Dar în momentul în care încep să realizezi ce se întâmplă cu tine și pe unde ești, atunci cred că, într-adevăr, e o zi foarte, foarte importantă. Și alte zile importante, din punctul meu de vedere, sunt momentul în care ai suferit de ceva. Eu am avut o mică problemă cu inima și cu voia lui Dumnezeu am depășit-o. Mi s-a părut o zi importantă faptul că mi s-a îngăduit să mai rămân pe planetă și să apuc să vă cunosc pe dumneavoastră și cine știe cât noroc o să mai am să mai cunosc persoane încântătoare. Vă mulțumesc frumos! Copilăria dumneavoastră a fost una ușoară, lipsită de griji sau din contră? Vreau să vă spun un lucru. Uitându-mă la copilăria celorlalți copii, cea pe care o acum, una îndestulată cu de toate, cu atâta tehnologie, multă vreme am fost tentat să cred că am avut o copilărie, wow, grea, așa. Nu. Copilăria mea a fost divină. Chiar dacă părinții mei n-au fost, știu și eu, ambasador sau cine știe ce persoane super importante, au fost doi oameni, un geamgiu și o geamgeriță, doi oameni veniți din munții Apuseni către Buzău pentru o viață mai bună. Nu au avut niște resurse extraordinare, dar experiența vieții m-a făcut să înțeleg că lucrurile pe care eu le-am avut în copilărie, acea libertate extraordinară de a-mi cunoaște colegii, prietenii, altfel decât la telefon sau virtual, a fost atunci și cred că și acum ceva cu adevărat magic. Ceva real, ceva care nu se poate compara cu nimic. Am conștientizat destul de târziu că atunci când băteam munții Apuseni, munții Vlădeasa, cu prietenii din Ardeal, fiecare vacanță o petreceam acolo, cred că a fost poate cea mai mare bogăție pe care am avut-o ca și copil. Experiența acumulată în copilărie, libertatea extraordinară pe care am avut-o atunci, nu era ca acum să stai că ți-e frică, nu știu ce infractori te pot ataca, nu știu ce mașini te pot călca, pentru că nu știu ce se mai poate întâmpla. Lucrurile astea nu existau în vremea aceea. Și pot să vă spun acum, cu toată responsabilitatea, că am avut o copilărie extraordinară, divină. N-am mâncat icre negre, n-am avut un iaht personal, tata nu mi-a cumpărat vreo bicicletă, îmi doream una, dar îmi dau seama că, bunul Dumnezeu, momentele de atunci au fost cu adevărat senzaționale. Care ar fi amintirile cele mai profunde din copilărie, care v-au marcat și care v-au rămas undeva aici, în suflet? Vă dați seama că, gândindu-mă un pic la Ionescu, acum, cel care spunea la un moment dat, păduri cu trei eram, așa, Doamne, ce, nu scap de ticul ăsta. Cred că astea au fost momentele fabuloase, momentul în care cu trei eram pădurile din Ardeal, cu prietenii mei de atunci, cu rudele mele, că eram toți la un loc acolo.
au fost momente senzaționale. Le-am reeditat mult mai târziu, la 50 de ani, când am avut o perioadă în care cu alți prieteni de aici din Buzău am mers la enduro, doar să ne distrăm, pur și simplu. Am reeditat această copilărie, dar un alt gen de copilărie de 50 de ani. Și am făcut lucrul ăsta cu o plăcere pe care nu vă pot descrie. Deci am avut două copilării, am avut norocul ăsta. În anul 2000, ca să vă fac și o desemnire, când toate lucrurile mele erau puse la punct, am luat decizia să mă retrag din business și de peste tot. Și am și făcut-o. Atunci am stat 6 luni de zile plecat prin munți. Bine, veneam acasă seara cu motocicleta, cu prieteni, fel de fel. Vă dați seama că după 6 luni m-am întors înapoi la servici, că m-am plictisit. Dar au fost niște momente divine. Cu adevărat divine. Vreau să-mi povestiți puțin cum erau prieteniile atunci și cum sunt acum. Există diferențe? Wow! Cu toate că nu ne-am văzut până acum, cred că telepatia funcționează. Sunt complet diferite. Mai zile trecute am băut o cafea cu un prieten foarte bun și vechi și chiar asta am vorbit împreună. Diferența între relațiile pe care le legai atunci și cele care sunt acum. La momentul respectiv, o relație între doi oameni însemna mult. Adică empatia se vedea clar de la o poștă. Dacă, chiar dacă am certat și unul dintre noi avea o problemă, nu exista sentimentul ăla de bucurie, ți era rușine să te bucuri, că, sau măcar să schițezi așa o satisfacție că unul din apropiații tăi are probleme. Nu. Sufeream toți. La momentul de acum observ din ce în ce mai des că oricât de bun ghilimele prieteni sunt, concurența și competiția a ajuns la un nivel în care cuvântul de prietenie a intrat așa cumva în deizoriu. Nu știu cum mai există cuvântul ăsta în ziua de astăzi, prietenie. Cam mai toate lucrurile pe care le trăim, mâncăm, vizionăm, cred că și prietenia a ajuns un fake. Adică este ca o decorație pe care o pui în piept, făcută cumva să se decoloreze repede, la prima ploaie, și nu mai găsesc cuvântul ăsta potrivit. Prietenie. Copiii nu cunosc cuvântul de prietenie. Confundă faptul că se cunosc sau faptul că sunt împreună la alte situații, la nu știu ce petrecere ciudată în care au acea muzică senzațională, tribală, în care bat tobele și eu n-am reușit să înțeleg și am o alege cultură muzicală. Dum, 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 mamă, ce tare a fost asta. Momentul în care există un băiat pe o scenă care pune niște muzică, iar ceilalți se uită la el înmărmuriți, în extaz, mă uit și mă gândesc dacă nu cumva am rămas învechit sau n-am reușit să ajung și eu la o asemenea performanță ca să văd calitatea omului care pune muzică. E DJ nu știu cum, mamă, ce cool, trebuie să mergem până la nu știu unde și e o bătălie pe biletele alea, că pune muzică, domne. Nu mai apreciem o muzică bună sau artistul pe care o produce, care o cântă. Talentul ăla, mirul ăla dat de Dumnezeu în care respectivul artist să exteriorizează pe scenă, pentru că un artist are sentimente care asta e darul lui, îți transmite ceva. Nu. Sunt niște tobe, mai vreau să ne punem și deja sunt, cercei în ureche, toți niște bazagoni la gât și se pe ne luăm și niște sulițe, așa, și ajungem exact de unde am plecat. Mă gândesc când o să ne rugăm la lună, să ne dea bani degeaba, să câștigăm la lot, o loză în plic sau în alte feluri, sau să găsim pe sală un portofel, că cred că asta e la momentul ăsta cea mai mare realizare. Nu contează de unde ai bani, trebuie să-i ai, că ți-a dat tata, sau ți-a dat mama, sau că, mă rog, nu știu ce Dumnezeu ai făcut cu ei, de unde ai făcut rost de ei, pentru foarte multă lume banii aia glorioși, ești mers bani glorioși pe aia care i-ai făcut tu, așa, nu mai am niciun fel de valoare.
ascult în vestita noastră cultură nouă, să nu crezi că nu ascult manele și eu, ascult, cu mare drag, dar unele de calitate. Dar ascult câteodată că mă uit și eu la TikTok-ul ăsta, așa, marea chestiune importantă care se prefigurează, cultura pe care o dăm mai departe este: am mașină de milionar, de două locuri, texte extraordinar de bine înfipte în imaginea culturală a tineretului de ziua de astăzi. Am făcut nu știu ce carduri, am furat și nu m-a prins. Acum niște chestiuni pe care vă mărturisesc că mi-e greu să le înțeleg, mă supun atât cât pot, adică mă uit și îmi pun întrebări, domnule, de unde curentul ăsta așa? Nu vreau să dau niciun nume aici, că cine știe, cine se supără pe mine că spun așa ceva. Dar propaganda extraordinară culturală care se face acum, eu n-am auzit pe nimeni să elogieze un tânăr care, știu și eu, are un job, îi vede treaba lui. Nu. Elogiile vin tipilor care pot să fie șmecheri. Am făcut o șmecherie, sunt ciumeg, sunt bombardier. Deci asta e scara de valori la care trebuie să ne raportăm. De multe ori stau și mă gândesc și eu cum să fac să fiu bombardier ca să fiu un ton cu lumea, că probabil sunt învechit așa de tare că nefiind nici șmecher, nici bombardier, probabil că m-am dus pe cop, că nu știu... Să nu spună lumea că suntem expirați, nu? Păi deja eu nu mă consider expirat, că am citit și eu câteva cărți în viața asta, dar nu sunt bombardier. În ciuda faptului că am câțiva bun făcut de anumite sporturi de-astea care m-ar putea duce în zona aia de bombardier. Dar eu vă spun sincer că și atunci când eram foarte tânăr și aveam forța necesară, de fiecare dată când m-am bătut, ăsta e cuvântul, cu cineva și m-am bătut cu vreo câțiva ani, băieți, că așa era pe vremea aia, n-am simțit nicio satisfacție când am doborât un alt amic sau prieten și pentru că, nu știu, credința mea rămâne în continuare că omul e un animal de haită. Iar dacă haita nu există și nu funcționează, nu ca o haită, trebuie că ne civilizăm ca un grup de oameni care să aducă plăcere grupului, fără să fie în război cu un alt grup. Asta înseamnă civilizație, poate că, repet, nu mai fi la modă. Vreau să revenim puțin la prietenie și să vă întreb sincer. Credeți în prietenia dintre un bărbat și o femeie? Există așa ceva? Super. Acest termen? Sigur că da. Există. Cum să nu există? Dacă vreți, vă dau și un detaliu. Deci, m-ați auzit vorbind înainte de emisiune de soția mea. Dincolo de orice. Magda este cel mai bun prieten pe care l-am și care l-am avut vreodată. Pentru că sunt mai multe capitole în viața unui om. E capitolul ăla că, na, vezi o femeie frumoasă și instinctul animalic nu te lasă, te gândești la fel de fel de... Ai gânduri. Cine nu recunoaște e mincinos, eu recunosc. Așa. Că nu zici ori de frică, ori că civilizație, ori că, mă rog, mai de multe. Frica? A cui frică? Păi frică că te refuză, nu? Să nu fie refuzat. Da, zic, bă, frate, nu prea e de nasul meu, fata are alte oferte mai bune și nu zici nimic. Da, mă rog, asta este o, știu și eu, o zonă. Dar zona importantă, dincolo de aceste aspecte care, repede, sunt în noi și trebuie să le recunoaștem, iar dacă îi spui unei femei că e frumoasă și ea te face nesimțit, este ea needucată pentru că tu i-ai spus ce simți în momentul ăla. Nu e neapărat o propunere sau... Păi simți nevoia, că ți-a plăcut, domnule, mai am văzut un tablou, mamă, ce frumos e. Ce vrei, asta e. Nu, prietenia între un bărbat și o femeie poate exista în contextul în care cei doi au relația asta de căsătorie. Dacă vă referiți la prietenia dintre doi oameni care nu au relația asta de căsătorie, aia... Să fiu la modă, dacă o să-mi permiteți, chit că suntem într-o emisiune și nu știu cât e educativ, e o răjeală. Și spunând cuvântul ăsta, m-a înțeles clar toată lumea. Nu există prietenie între... Există slăbiciunea bărbatului, care n-are curaj să-i spună femeii că o place, și atunci fuge după prietenie.
Sau există lașitatea femeii de a-i spune lui ea, bă frate, eu nu vreau să am o relație cu tine, vreau doar să fim așa prieteni. Asta e un fel de, ca atunci când mergi la un interviu și spui că da, a fost foarte bine, vă căutăm noi. Vă sunăm noi, aștept asta. Da, și aștept, nu-i problemă. Vă mulțumesc frumos. Sunteți tata a 4 fete. Să vă trăiască. Mulțumesc la fel. Ca părinte, sunteți sau ați fost un părinte sever, sunteți în continuare sever sau mai îngăduitor, dat fiind că sunt fete? O, Doamne, fiindcă tot vorbim de adevăr și provocare, câteodată cred că am fost un părinte incompetent. Și am să vă spun de ce. N-am avut niciodată curajul, ăsta e cuvântul, curajul, din dorința de a fi iubit de copiii mei, n-am avut curajul să mă porc cu el așa cum ar fi trebuit. Am îngăduit foarte multe lucruri care n-au fost și nu sunt pe placul meu. Tata nu îngăduia și de asta poate că sunt eu altfel. Eu am îngăduit și încă îngădui și tac din gură la foarte multe lucruri pe care, sincer vă spun, nu-mi plac. Pentru că, având o experiență de viață, văd ceva să vină. Iar dacă tu, fată, băiat, nu contează sexul, nu ești destul de antrenat pentru ceea ce va veni în viitor, atunci e o problemă, pentru că greu va cădea în continuare pe părinți. Eu vă spun cu viteză maximă o mică fabulă, de fapt ea e rezumatul rezumatului, e mult mai frumoasă și mult mai lungă. Fetele mele au început, când încep să le spun asta, să zic, haide mă, iar ai început, lasă-ne că deja ai început să bați câmpii, ia zi, ai băut ceva, ai făcut, nu mai beau de mulți ani. Și, dar încerc să vă spun, poate cineva, cine știe, îi va fi de folos. Ar trebui să luăm exemplu din natură. Vulturul și vulturaica fac două, căptușesc cuibul cum trebuie, le clocesc pe acele ouă, ies puișori, îi hrănesc cu multă atenție, îi protejează de prădători, de nu știu ce. Dar vine un moment în care puii au pene, au tot ce le trebuie ca să zboare. Și atunci vulturul și vulturaica îi pun pe marginea prăpastiei și îi spun zburați. Care zboară, zboară, care nu zboară, alte ouă. La oameni e greu să spui lucrul ăsta. Dar adevărata realizare pe care o are un părinte nu este atunci când îi cumperi fetii tale Ferrari sau băiatul ei un Rolls sau ei apartenă la București sau vilă pe valul Stagov. Nu. Marea realizare este atunci când puii tăi îi vezi că se pot hrăni singuri. E foarte greu de digerat adevărul ăsta, pentru că s-a ajuns la o concurență de asta, cum să vă spun eu, primitivă, îi spun, și nu știu dacă e cum cel mai potrivit, dar îl încerc pe ăsta, în care discuțiile dintre părinți pe care eu le-au avut, auzi mă, da, ce mai faci bine? Tu? Am fost la București, am luat și mea un apartament. Bravo! Și am luat și un ranch ca să aibă fata acolo, să nu sufere. Și îi dau 1000 de euro pe lună, că eu știu, să nu se apuce de prostii. Deci este irealizabil așa ceva. În momentul în care se întâmplă lucrurile astea, practic, n-ai rezolvat nimic. Marea realizare este atunci când cineva poate să spună, da mă, fiică mea sau fiul meu au un business sau s-au angajat undeva, îi văd de treaba lor. Să sunt mulți oameni care au aceste realizări. Își văd de treaba lor, câștigă, ba să știi că n-am nevoie, dar faptul că îmi dă și mie vreo 1000 de lei, mă bucur, nu pentru că aș avea nevoie de el, dar mă bucur că poate. Dar cum stăm cu zestrea? Știți că pe vremuri fetele aveau nevoie de zestre ca să se mărite. Oare... E adevărat. Hai că vă spun cum stau lucrurile cu zestrea, pentru că poate că multă lume nu știe ce înseamnă zestre. Într-adevăr, în Ardeal, acolo de unde vin eu, exista o zestre. Dar zestrea asta în ce consta? Fata respectivă, până ajungea la măritiș, cosea plapumă, perne, fel de fel de cuverturi, macrameuri și alte bațacone. Dacă era îndemânatică. Era, că știau celelalte, că erau mulți în familie. Și astea toate se puneau pe o rudă afară, când se duceau nuntași după mireasă, și luau zestrea asta, care era tot munca mireții, era o dovadă
că fata aia este pregătită să se căsătorească. Și o duceau la casa Mirelui. Asta e zestre. M-ați înțeles? Nu suntem, cum să vă spun eu, și chiar dacă am fi, să-i dai o sumă de bani zestre, ginerul este ca și cum ai spune, bă, uite, îți dau și eu un bănuț, dar ești tu când te porți cu fimea. Nu, trebuie să evoluăm. Adică doi oameni când încep o viață împreună, bănuiesc că au și un plan de viață. Nu mi este permis într-o emisiune să spun lucruri puțin mai grave, că le spune. Dacă stăm, voi ocoli puțin așa, dacă stăm să ne alegem o pereche doar pentru cât de botoxată e sau cât de siliconată e sau cât de nu știu cum este, deja este clar ca bună ziua că nu ne căsătorim, ci ne luăm o pereche la modă, care de momentul în care nu mai e la modă, o vom schimba cu altceva care e la momentul ăla. Și atunci asta nu mai căsătorie, nu se poate numi. Este un mod de viață, este o viață pe care o trăiești pentru alții, să arăți ce, cât de bun e sau că-ți permiți să faci un schimb. Același lucru e valabil și pentru femei. Îl iau pe ăla care pătrățele, care, băi, lucra pe mine la sală. Nu. Cred că cel mai important lucru în momentul în care dorești să faci pasul ăsta e să iei exemplu tot din pădure. Dom'le, cât de bine poate vâna omul ăsta ca să-mi aducă mâncare la puii mei și mie. Pentru că în ancestral asta s-a întâmplat și astea erau criteriile în care femeia își alegea masculul și invers. Și să fie și curajos. Păi, curajul... Pentru că nu poți să trimiți pe cineva la vânătoare dacă îi face arma în mâna sa, nu? Haideți să vă spun un lucru cum e. Curajul e o calitate pe care o dobândești până la antrenament. Toată lumea poate fi fricoasă sau curajoasă. Depinde cât de bine e antrenat. Am înțeles. Mergem mai departe. Avem nevoie doar de noroc în viață sau, cum se spune, destinul și îl face omul cu mâna lui? Este adevărat sau care ar fi părerea dumneavoastră? Aici e vorba de un mix. Acum toată lumea vrea să aibă o vilă la Monte Carlo, un iaht, știu și eu, slujitor și alte asemenea. Și cred că, într-o anumită proporție, toți aleargă după lucrul ăsta. Fetele caută pe făt frumos, care vine pe calul alb și îți dă seama că, oh, cum ne-a prins prințul, oh, gata. Da, vină albă ca zăpada, urcă pe cal și pleacă amândoi și îți dă seama că de fapt era prințul de, era o văr de-a lui prințul de Monaco, are iaht, are castele, toată lumea e la pământ. Ăsta este frumosul vis românesc pe care 67% din fete îl au că va veni acel prinț. Ele nu vor fi nevoite să facă nimic. Vor sta doar la spa, la cabina aia de bronzat. Habar n-am de ce e nevoie să fie bronzată o femeie artificial, dar mă rog, știți cum e cu gusturile, nu se discută. Așa. Nimeni, am văzut foarte puțină lume în ultima vreme în care să aibă un plan de viață în care e asociat cu persoana, o altă persoană sau chiar de una singură, să aibă drumul ăla. Sunt persoane, am văzut și... Dar procentul, din punctul meu de vedere, nu e satisfăcător, adică nu e acolo unde ar trebui să fie pentru o țară cum suntem noi, cu tradiție și cu pretenții. În viața asta e categoric că avem nevoie și de noroc. Nu putem să spunem că norocul nu există. Și dacă avem timpul necesar, vă pot spune o poveste mică apropo de noroc. Se poate? Vă rog. Se pare că Dumnezeu la un dat vede un om foarte sărac și spune la Sfântul Petru, zice, mai hai să-l ajutăm pe omul ăsta. Haide. Cum facem, Doamne? Pune-i pe puntea aia, că oricum n-are cum să-mi dea de ea, un sac mare cu bani, că e amărât, e omul serios, muncește, ce Dumnezeu. Lasă-l să găsească banii ăștia și să schimbe viața. Doar că omul respectiv, când ajunge la punte, își propune să meargă cu ochii închiși dincolo, să vadă dacă poate să meargă cu ochii închiși pe puntea respectivă. Și așa și face, deci nu vede sacul. Cu bani ajunge în partea altă, la fel de sărac cum aș plecat. Și sare peste sacul respectiv. Vine un altul mai nurliu așa, ochii deschiși, dă-i drumul, găsește sacul, ia, pleacă. Deci norocul e un factor pe care nu trebuie neglijat. Dar o să vă spun cum e cu norocul. Norocul este o chestiune matematică. Adică în viața asta,
destinul, Dumnezeu cel bun și drag, dă fiecărui om o cantitate generoasă de noroc. Cea mai mare problemă este să-l descoperim, să-l recunoaștem, să-l vedem, pentru că el e mascat în diferite forme. Dacă nu avem înțelepciunea și nu ne-am intrat destul de mult ca să-l vedem pe acel noroc, normal că nu-l vedem și spunem, doamne, n-am avut noroc. Bă, dar te-ai uitat bine? Dacă stăm la DJ nu știu care, dacă stăm și pierdem nopțile pe cluburi, dacă ne scoam la ora 11 și ne uităm ce s-a mai întâmplat pe Facebook, norocul stă și el ascuns pe niște cotloane. Când noi dormim, e în umbră. Imobil. Deci ca o povață așa să mergem întotdeauna cu ochii deschiși, că nu se știe când dă norocul peste noi și să fim pregătiți întotdeauna, să nu locolim. Vreau să fim mai concreți. Tot timpul trebuie să stăm cu ochii deschiși. Tot timpul. Și trebuie să avem un echilibru în toate. Nici nu trebuie să fim acum călugări, să uităm de distracție complet, dar nici trebuie să facem exces cu ea, pentru că vom pierde din vedere lucruri importante. Vă mulțumesc, ne oprim pentru câteva minute de publicitate. Revenim imediat, rămâneți alături de noi. Alături de mine în această seară, la adevăr sau provocare, domnul Constantin Popa, consilier județean din partea PMP Buzău. Continuăm seria întrebărilor și știm că sunteți un politic de ani buni. Aveți experiență. De ce calități are nevoie o persoană pentru a se menține pe poziții într-un domeniu ca acesta, deosebit? Deci v-ați propus să mă certați cu toată lumea, nu? Iar eu am să răspund la provocarea asta. Punem ghilimele acolo unde nu ne place. Nu. N-am nicio teamă. În mod normal, calitatea unui politician ar trebui să fie realitatea. Adică să recunoaștem realitatea în care trăim. Și să ne batem cât mai tare să o schimbăm într-o realitate mai bună. Asta este ideea când ești în politică, vrei să schimbi ceva. Doar că în momentul în care te apuci și încerci să faci schimbări, îți dai seama cam cât de important ești. Pentru că în politică orgoliile au niște dimensiuni fabuloase și de multe ori atunci când ai o idee bună, s-ar putea să fie refuzată tocmai pentru că vine de la tine și nu vine din altă parte. Politica nu e ușoară. Politica e un labirint în care trebuie să ai calitatea de a fi abil, diplomat, trebuie să știi să te strecori și să strecori ideile atunci când ești de bună credință, cele bune care să facă bine comunității. Dar culmea este că de multe ori însăși comunitatea nu vrea să-i dai o lege care să-i facă bine. Sunt legi nepopulare pe care ar trebui să le promovăm și nu le promovăm, bă, dacă o dai pe asta, nu te mai votează nimeni. De frică? De frică, nu. Dar în politică nu poți să pui tu de unul singur, să-i zici, uite, promovăm lucrul ăsta. Dacă nu ai un grup suficient de mare ca să susțină respectiva propunere, și nu o să treacă. Eu am fost senator și vreau să vă spun, vice-lider de grup, am fost în câteva comisii importante a Senatului. Vorbim aici de Comisia Buget-Finanțe, Drepturile Omului, Culte și Minorități și am avut fel de fel de inițiative. Uite, mi-am luat telefonul pentru că am uitat. Așa, acum am avut o emoție pentru că mi-a plăcut mult povestea asta. Și o să vă spun eu. O secundă va dura. Da. Uite, de exemplu, am un prieten care a propus un lucru extraordinar pentru firmele din România. Ascultați-mă cu atenție, poate cineva aude. Credit de reechilibrare bugetară financiară. Și ce ar însemna chestia asta? Dacă băncile din România ar oferi acest produs, un om care are datorii, că na, a fost COVID, au fost o grămadă de evenimente majore, nu numai în România, pe glob. Dacă un om are datorii la o altă bancă, la buget, pe acolo, poate că vine un moment în care spune, bă, aș vrea să scap de toate astea, vreau să am un singur credit la
o bancă și să pot să-mi duc mai departe activitatea, pentru că viața asta în business nu e așa o autostradă, e mai întortocheată, e mai cu serpentine, e un fel de transfer de rășan, nu? Poți să amânești în prăpastie, poți numai să rupi o roată, adică așa e viața. E, un lucru de genul ăsta ar ridica foarte tare și colectarea bugetară și ar ajuta foarte mult și agentul economic. Nu poți să o propui tu de unul, chiar dacă o propui. Dacă vor cu toții și ai majoritate de voturi, va trece, dacă nu, nu. De ce credeți că nu ar trece? Care ar fi interesul? Sau dezinteresul, ca să spunem? De ce ar fi un dezinteres pentru așa ceva? Ați remarcat dumneavoastră, dar la momentul de acum lucrurile se întâmplă cam așa. Un ales la 3 zile după ce și-a depus jurământul și și-a luat mandatul, se gândește nu ce ai de făcut în mandatul ăla, ci cum să facă să-l obțină pe următorul. Și atunci începe un soi de lingușeală a electoratului, care nu e întotdeauna benefică nici țării, nici comunității, nimănui. Să spunem așa, să se pună bine, wow, cu electoratul. Da, de așa manieră încât își pregătește așternutul, cum s-ar spune. Da, pentru următoarea treabă. Ori asta nu-i benefică. Și cu un copil, dacă te porți și cu soția și cu prieteni, dacă ai numai, ești, spui numai da, da, da tot timpul, încep de toate să-l fi neinteresant. Inițiativele și momentele în care vrei ca o societate să promoveze nu sunt ușoare și necesită efort. Ori, tocmai de asta vorbeam noi mai devreme. Momentul în care propui în actuala noastră societate un efort colectiv pentru ca în viitor să ne fie mai bine, nu știu cât de bine ești privit și nu știu câte voturi o să iei. Și atunci oamenii se adaptează, mă refer și omul politic, spune ce trebuie să audă cetățeanul. Eu n-am făcut asta niciodată și vă pot dovedi. Și atunci avem rezultatele pe care le avem în ziua de astăzi. Adică vedeți și noastră cum stau lucrurile în românica noastră, dragă. Ați fost tentat uneori să renunțați? Eu? La această luptă politică? Uitați-vă la mine așa puțin și vă întreb. Am avut mai multe kilograme, acum am mai slăbit. Așa. Nu. Țineți o dietă? Sunt obligat. Am un pic de diabet și am făcut și povestea. Trebuie să fiți atent. Da. La ceea ce consumați. Vorba alea, când am fost mic, l-am avut, acum mai n-am voie. Viața ne oferă pe parcursul ei surprize plăcute, dar și mai puțin plăcute. Vă amintiți în viața dumneavoastră o surpriză plăcută și una mai puțin plăcută? Surprize referindu-ne la ceva ce ne-a luat prin surprindere. Vreau să vă spun un lucru pe care cred că dumneavoastră deja l-ați remarcat. Eu sunt altfel, un pic altfel. Eu văd viața în alte culori. Lucrurile la mine stau în felul următor. La mine nu există lucruri plăcute sau neplăcute. Toate lucrurile care vin sunt date ca un test, că nu suntem nemuritori. Pe perioada asta cât trăim, primim fel de fel de examene și nu facem altceva decât să încercăm să le depășim. Un lucru neplăcut care mi se poate întâmpla mie nu face nimic altceva decât să-l consideră o provocare. Adică mă gândesc că cineva de acolo de sus îmi spune, ia să vedem dacă știi să gestionezi asta. Și atunci gestionez lucrul neplăcut. Am multe lucruri neplăcute. Chiar acum, în ultimii 2 ani de zile, credeți-mă, am avut 2 ani cumpliți. Am făcut o fabricuță cu un produs care mi-e foarte drag și n-am să fac reclamă, nu că nu vreau să trec pe la caserie, dar ar fi frumos. Am un produs pe care îl fac din toată dragostea și din tot sufletul meu. Ideea este că suferim încă, numai eu am sentimentul ăsta, mulți dintre angajații mei pe care i-am tot schimbat între timp, ei au un singur lucru, bă, dar banii când le dai? Păi stai puțin, vă dau un exemplu. La un moment dat au făcut niște cărămizi de astea și tot transportul ăla a fost un refuz. Am înnebunit. Știu, dar noi vrem banii. Măi, a stricat atâta ciment, atâta curent asta. Păi ce să vă dau bani? Nu știu, nu am fost la muncă. A, da?
Deci n-a contat că eu n-am încasat banii. N-a contat că eu m-am făcut de râs. Și că marfa nu a fost de calitate, da, în primul rând. Eu trebuia să plătesc, pentru că asta e datoria. Ești patron, nu ești tu șeful. Ba da. E ca aia, cu turcul plătește, nu? Acum s-a schimbat treaba, șeful plătește. Deci, sunt în viață momente și momente. Dar credeți-mă, luați eu ca un, nu știu, ca un sfat. Nu știu dacă sfat e prea bine spus, dar mă vezi ierta. Viața trebuie să o privești așa cum e și trebuie să-ți placă toată. Vă plac provocările? Sunt la emisiunea dumneavoastră. Mulțumesc! De unde vă luați energia? Cum vă reîncărcați bateriile, să spunem, după o perioadă mai aglomerată, mai obositoare, stresantă, poate? Nu știu, cred că m-am născut cu ea, energia asta. Aveți o baterie externă? Nu. M-am obișnuit să nu consum mai multă energie decât trebuie pentru fiecare eveniment în parte. Oricât de dur sau cât de rău ar fi el. Avem, există clar un lucru, nimic nu este etern, nici supărarea și nici bucuria, nici vremea bună și nici vremea rea. După un tsunami care distruge tot, o să ai cu o perioadă și locul ăla va înflori din nou. Planeta asta a fost lovită de meteoriți, a fost distrusă de mai multe ori și de fiecare dată a revenit. Cred că ăsta e modul meu de gândire. Oricât de greu mi-ar fi în perioada asta, sunt fără convins că datorită echilibrului pe care Dumnezeu îl dă pe planeta asta și a naturii, vor veni vremuri care vor compensa momentele neplăcute. Și e plăcută alternanța asta, pentru că dacă totul ar fi așa roz, nu știu cât de frumoasă ar fi viața. Am trăit într-o monotonie. Da. Vă mulțumesc. Înainte să vă invit la joc, avem pentru dumneavoastră o întrebare la adevăr din partea invitatului de săptămâna trecută, domnul Silviu Iordache, președintele USR, filiala Buzău. Și întrebarea sună în felul următor. Când și unde ai spus ultima minciună? Acasă la mine am vorbit cu nevastă mea. M-a întrebat dacă am pus mâna și am mâncat ciocolată și chiar am mâncat. N-am voie că am diabet. Deci cred că sunt vreo jumătate de oră. A, da? Acum a aflat. V-a descoperit cu minciuna. Vă invit la joc. Aveți lângă dumneavoastră două boluri. Pe unul scrie adevăr, pe unul scrie provocare. Începeți cu ce doriți dumneavoastră, adevăr sau provocare. Citiți enunțul cu glas tare și așteptăm răspunsul. Ce super putere s-ar plăcea să ai. Ia să auzi. Mi-ar plăcea să zbor. Să puteți zbura. Da. Stai cu parașut, am mers cu parapant, am mers la saplamă și mi-a plăcut mult. Senzația este wow, să zicem așa? Senzație extraordinară. Am făcut și scufundări, dar tot asta cu zborul. Zborul e mai plăcut, Vă dați seama ce simt păsările, care tot timpul sunt la înălțime. Da. Nu e foarte bine că, iarăși repet, nu cred că avem timpul necesar, dar v-aș fi spus povestea celor cinci înțelepți. Sunteți plin de povești. De-a lungul timpului am ascultat și mi le-am și însușit. Dar așa, pe scurt, vă spun că e foarte bine și în viață să urci în copacul vieții, să vezi viața de sus. Vezi o altă perspectivă și vezi pe unde e drumul cel mai bun. Dar asta numai dacă ai timp să faci un pic de, cum se spune, pit stop. Timpul necesar să urci până în vârf să vezi cum stau lucrurile. Și eu cred că o senzație de super putere, într-adevăr. Vă mulțumesc! Încercăm și o provocare. Da, imediat. E magie neagră aici. Numește două lucruri care te enervează la maxim. Trebuie să aveți. Păi sigur, le-am deja pregătite. Mă enervează maxim lingușeala și mă enervează și mai tare ipocrizia. Sunt două lucruri care, când le văd și le văd, și sunt calități la momentul ăsta, în actuala societate, pe cuvântul meu,
mi se umflă. Nu aveți voie că suferiți cu inima. Mergem mai departe. Haideți să mai încercăm un adevăr. Okay. Ce gen de muzică îți place să asculti? Asta pentru că tot vorbeam puțin mai devreme de deci, muzică. Depinde foarte tare de starea de spirit în care sunt. Când sunt așa într-o liniște de plină, îmi place să ascult pe Plasingo Domingo. Foarte tare îmi place. Când sunt așa într-un chef, îmi place să ascult o muzică populară, chiar și umană. Muzică de petrecere. Da. Vă mulțumesc. Haideți să încercăm o provocare. Vreau să vă prind, să vedem, aveți răspunsuri la tot. Alege între o blondă sau o brunetă. Ne referim la bere, nu beau bere. Brună, brună. Nu, nu e brunetă. Eu m-am gândit la ce mi-am dorit. De voastră e brunetă. Sau a fost cândva. Nu beau bere. Beau cu drag un pahar de vin. Acum îmi prea îmi permite diabetul ăsta al meu, dar fac, țin regimul și o să ajung să pot să beau și un pahar de vin. Cred că v-a spus medicul că aveți voie doar la ocazii. Da, aș vrea să am o ocazie în fiecare zi. Mulțumesc frumos! Mergem mai departe cu un adevăr. Crezi? Da, cred în viața extraterestră. Adică, n-are cum înțătea miliarde și miliarde de planete și de steme solare, n-are cum să fim noi cei din Univers. Ar fi chiar culmea. Asta doar că așa credeți? Nu, sunt sigur, pe cuvânt. Sunt foarte sigur că și în altă parte din vastul univers în care trăim, există în mod credeți sigur. Credeți că am primit semnale din altă parte? Nu știu dacă am primit sau nu semnale, pentru că în mod sigur ar face și ei cum au făcut spaniolii când au ajuns la pădinsurile astea. Adică ne-ar cuceri, că probabil că există această similitudine. Adică lupta după hrană. Dacă tot ne vizitează, ne vizitează în scop pașnic sau doar să ne cunoască sau să ne cucerească, să spun așa. Ați pățit dumneavoastră vreodată în viața asta să vină cineva la dumneavoastră doar așa în mod pașnic să vadă ce mai face sau are un mic interes? Interesul e fundația Universului, domnișoare. Gândiți-vă că Pământul are interes să aibă luna aia, că altfel s-ar prăbuși, s-ar întoarce cumva. Pământul are interes să aibă pe soare, că e de căldură. Deci e clar că nu ar veni cu gânduri pașnice. Păi ce să caute? Să vadă ce? Și să ne mulțumesc de ce? Ce putem să le oferim? Cine știe. E clar că sunt mai avansați dacă ajung ei la noi și nu noi la ei. Nu e obligator să fie mai avansați. Noi nu știm încă cât de avansat e omenirea, pentru că nu cred că avem acces la absolut tot ce s-a inventat până acum pe planeta asta. Mai mari lumii sunt sigur că au secretele și tainele lor. Am înțeles, mulțumesc. Haideți să mergem mai departe, mai încercăm o provocare. Provocare, imediat. Da, întrebează proverbul, la omul sărac nici boi nu-i trag. Dom'le, în primul rând că nu există săraci. Există următorul lucru și e un lucru care mie chiar mi se întâmplă de vreun an de zile încoace. Ai momente în viață în care nu câștigi atât cât ți-ai propus. Și lucrurile nu-ți merg atât de bine pe cât ți-ai dorit tu să meargă. Și normal că românul inventiv a spus, bă, la omul sărac nici boi nu-i trag. Dacă nu-ți merge prost, îți merge prost. E clar ca bună ziua. Dar trebuie să ai înțelepciunea și răbdarea să aștepți și vremuri mai bune. Și asta face diferența între succes și insucces. Vă mulțumesc frumos. Haideți să mai încercăm un adevăr. Să vedem ce mai mai. Pe cine e cel mai gelos? Pe cine sunt cel mai gelos eu? Sau să o luăm în ordine. Sunteți o persoană geloasă? Da, categoric da. Ha, Doamne, îți mulți mă că eu sunt gelos. Nu neapărat bărbați. Uite, de exemplu, sunt gelos pe dumneavoastră. Aveți o emisiune frumoasă, vă descurcați frumos. Mulțumim. Aveți o dicție mai bună ca a mea. Sunt gelos. Dar gelozia mea se manifestă în următorul fel. Voi încerca prin antrenament să vă depășesc.
M-ați înțeles? Da, deja mi-ați ridicat mingea la fileu și spun, este o provocare. Da, ok. Mulțumesc. Haideți să mergem mai departe. La provocare acum. La provocare, sigur. Ce-a făcut? Nu-i primul cuvânt care îți vine în minte. Repede. Spuneți-l. Siguranță. Și confort. Știți cum era? Da. Parcă o reclamă să da. Nu da. Facem noi mai mult. Vă ascult. Da. Care a fost visul, ultimul vis urât? O, Doamne. Se întâmplă? Mai am și vise urât. Și care ar fi ultimul? Sincer vă spun, n-aș vrea să vi-l povestesc, nu pentru că ar fi ceva wow, dar sunt superstițios. Chiar? Am latura asta. Nu mă mândresc cu ea, dar am superstițiile mele, toată lumea le are. Dar unele cunosc. Dar ce credeți că este visul? De multe ori, și asta vă spun din proprie experiență, chiar dacă știu și eu pot fi luat altfel decât cum sunt, sunt multe, de multe ori visele ne atrag atenția la ceva ce se va întâmpla în viitor. Credeți? Sunt sigur. S-a întâmplat? De multe ori. Da, chiar mă uit câteodată pe goală ca ce semnifică visul respectiv și de multe ori se întâmplă. Am visat de când odată, vreau de exemplu cel mai frumos, că am urcat cu un lift într-o clădire foarte, foarte înaltă. Altă dată am visat că zbor. Deci visul meu din copilărie cel mai pregnant a fost acela că plecam din casa părintească pe o gaură, pe acolo, pe undeva și eram în văzduc și pluteam. Și asta înseamnă că într-o zi vei ajunge departe. S-a întâmplat. Vă mulțumesc frumos! Înainte să încheiem emisiunea noastră, am o rugăminte la dumneavoastră. Haideți, gândiți-vă la o întrebare la adevăr sau de ce nu o provocare pentru următorul invitat. Mi-o spuneți, o notez și săptămâna viitoare aflăm răspunsul. Întrebați-l dacă e fericit în actuala formă în care conviețuim cu toți. Sper să nu răspundă cu vreun șablon, că nebunesc. Adică urăsc să fac lucruri. Conviețuire colectivă, să zicem, nu categoric, da. În dacă familia respectivului, da? Doamne, deci, nu, nu. Conviețuirea nu, colectivă. Nu, vreau să întreb cât de fericit este în societatea în care trăim. Bun. Cum se simte? Bun, am notat. Să fiți cu ochii pe noi să vedem ce răspuns primim. Sper să vă satisfacă răspunsul. Acum nu știu, depinde de invitat sau invitată. Poate va fi o doamnă. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. A fost o adevărată plăcere și multe povești care aveți să ni le spuneți. Vă mai așteptăm pe la noi, ori de câte ori aveți timp. Timp am tot timpul. Vă mulțumesc mult pentru invitație. A fost într-adevăr și e o plăcere pentru mine să vin la Campus Buzău. Mă simt foarte bine aici. Cunosc colegii și până de multă vreme. Sunt la dispoziția noastră oricând doriți și îmi face plăcere să purtăm aceste discuții care mie mi se par constructive. Vă mulțumesc frumos încă o dată. Aici punem punct emisiunii Adevăr sau Provocare. Nu uitați, în fiecare vineri seară de la ora 20 vă aștept la o nouă ediție a emisiunii. Până atunci, numai bine tuturor!